în teren. Repede, vreau să... Voi să spui ceva, Gica. Da, referitor la forma sportivă, sunt jucători care suntem la început de sezon și sunt foarte mulți jucători, cum eram și eu, care intră mai greu în formă sportivă, intrăm etapa 4-a, 5-a, 6-a, s-ar putea să fie la fel și la el. Și în cazul lui, da. Voiam să vă întreb de golul marcat de Nemec, care cumva cu, nu știu dacă cu spatele, dar cu ce a face, ce execuție poate să aibă acest atacant, care are deja 37 de ani. E, uite... Greu de dat așa cu capul, Gica? Tu erai un tip care dădeai cu capul, bine. Da, e execuție grea. Normal se spune că trebuie să dai de unde vine mingea, dar mingea era puțin sus și singura modalitate de a o lovi era aceasta, de a o șterge și a încerca să o direcționezi către poartă. O execuție frumoasă e, greu de executat. Marcajul? E greu, marcajul era fundașul lângă el. Normal se spune că trebuia să stea în fața lui. Să iasă un pic în față. Nu, că toată lumea spune, domnul, cu el pe piept. Nu trebuie să stai pe piept, trebuie să stai în fața lui. Dar undeva în fața lui, în diagonală, să-l ai puțin în diagonală. Pentru că un astfel de jucător, dacă ți-a luat fața, la gabaritul lui și a șters-o, se întâmplă ce s-a întâmplat. Pune mâna un pic ca să păstreze distanța. A pus un pic mâna în față ca să păstreze distanța. Și lângă el, trebuie să fie în fața lui. Că e foarte greu să cadă mingea exact în spate. Poate să fie o diferență de gabarit, să fie înălțimea, Neme să fie mult mai înalt decât fundașul și atunci să fie chestiune de înălțime, dar au o înălțime apropiată. E poziționarea greșită, trebuie să fie în fața lui. Hai să-l auzim și pe Poenaru ce spune antrenorul celor de la UTA după această înfrângere. Facem în continuu greșeli de copii și juniori, dar asta e. Deocamdată suntem la început, v-am spus, sunt mulți jucători noi, doar că ce mă interesează, ok, sunt de acord să greșești o pasă, să faci anumite greșeli, dar nu atât de grave. Dar faptul că să n-ai atitudine, să nu reacționezi, pentru că în prima repriză trebuie să recunoaștem că am fost penibili. Foarte slabi în prima repriză. A doua repriză, cred eu că și prin schimbările făcute s-a jucat altceva. Am început destul de bine, ne-am creat în primele 10-15 minute, am avut 3 ocazii clare. Dacă reușim să marcăm, poate că altfel sunt datele jocului. Doar că am avut alt ritm, am avut altă intensitate. Este foarte mult de lucru, într-adevăr, numai că, am spus-o, facem greșeli foarte mari, e lipsă de reacție, de comunicare, de poziționare, nu ai voie la nivelul ăsta să te prezinți astfel, nu ai voie. Ai făcut 3 schimbări la pauză, spune de faptul că a fost nemulțumit totală de prima repriză, dar printre cei schimbați și Cheșeru. Cum se pare? Parcă nu e conectat încă 100%, am văzut că ai avut și niște discuții în prima repriză cu el, încercai să-l mai repoziționezi sau să-i dai niște sfaturi și el frustrat, pentru că primea foarte puține mingi. Da, e adevărat, eu am spus că el încă nu poate atât de repede să-și revină. A stat foarte mult, încă nu are reperele, încă abia acum acumulează din punct de vedere fizic, nu este ușor, vine de la un alt nivel, nu mai are acei jucători care îi aduceau foarte multe mingi acolo sus, acum trebuie el să coboare, cu toate că eu încerc să fac acest lucru, dar e o problemă de adaptare, nu numai a lui bineînțeles la echipă, dar e o problemă de adaptare a tuturor și până înțeleg anumite lucruri pe care eu le cer, durează. Din păcate, eu chiar mi-am dorit să lucrurile astea se întâmple mai repede, dar din păcate se pare că încă nu reacționează, unii jucători nu reacționează așa cum îmi doresc. Am schimbat pentru că trebuia să vin cu ceva, nu neapărat că a fost el de vină sau Desley sau trebuia să schimb puțin, era 2-0, trebuia să vin cu ceva, am venit cu 2 atacanți, trebuia să fac o mutare. Cred că s-a și văzut, dar iarăși o spun, am venit cu 2 atacanți care în acest moment nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic, ei nu sunt la un nivel foarte bun, dar totuși au intrat destul de bine. UTA, o altă echipă în deplasare față de meciurile de acasă, de ce această diferență? Nu știu, am stat acum și statistic, ăsta este, cred că al 15-lea meci când UTA nu câștigă în deplasare. Nici o victorie în acest an în deplasare. În acest an, din 2021 până în prezent, nici o victorie în deplasare. N-avem cum, ce să înțeleg? Ce ne alegem, meciurile sau nu? La mine echipa trebuie să joace cum joacă acasă, trebuie să joace și în deplasare. Câștig meciurile acasă, trebuie să câștigăm și în deplasare. Ei mă cunosc, au reușit sau încep să mă cunoască foarte bine, dar cei care se vor adapta, cei care vor face ce spun eu și care vor pune în practică ceea ce spun eu, aceia vor juca de acum încolo. Bun, dar în aceste condiții în care lucrurile încă nu merg, cât de mare va fi absența lăsată de Miculescu, dacă va fi o absență? Vom vedea, deocamdată vom vedea, dar am fost pregătiți pentru acest lucru. Știam că la un moment dat Miculescu o să plece. Am la nivel de under, este un Șteau, este un Isac care pot să facă, mai avem acasă copii cu calități foarte bune, și Negoescu și Rareș Pop, deci avem de unde alege. Nu cred că acolo, într-adevăr, este Miculescu reprezentat ceva pentru echipă, este un jucător decisiv, a crescut foarte mult, s-a maturizat, dar asta este, nu avem ce să facem, pentru că trebuie să aibă șansa lui. În cazul în care va pleca, trebuie șansa lui, merge la un alt nivel, își dorește și el acest lucru, nu mă pot opune, vă dați seama. Dar e clar că vom avea soluții acolo, dar nu problema mea este acolo. Problema mea... A fost ultimul meci al lui Miculescu la UTA? Nu știu, deci abia acum am terminat jocul, chiar nu știu ce să vă spun. Înainte de meci am spus-o că nu știu absolut nimic, vom vedea în această seară, vom vedea mâine ce se va întâmpla. Unde îl vei să dea randamentul maxim? În prima repriză va juca în banda dreaptă, apoi a trecut în centru. Unde crezi că potențialul lui poate fi folosit mai bine? Cu Miculescu poți să joci și număr 10 fără probleme și în bandă el se pliază oriunde l-ai pune, pentru că are calitate, e un băiat inteligent, știe ce are de făcut. Culmea că el a fost printre, să zicem, puținii care a prins foarte repede ceea ce îi cer eu și a și făcut-o și a demonstrat-o și la meciul cu Petrolul. Poziția în care îl pui, el îți va da randament. Poate astăzi n-a fost nici la capacitatea lui maximă, dar asta e, sunt meciuri și meciuri. Dar poate și din cauza tuturor discuții să fie apăsat. Da, e clar că e o apăsare, până la urmă este un copil, până la urmă, și e clar că e o apăsare. S-a tot gândit, colegii într-un fel sau altul au mai făcut anumite glume pe chestia asta, știți cum e la fotbal. Și e clar că poate că n-a fost, nu știu, 100% conectat la joc și că poate că l-au afectat aceste lucruri, cu toate că eu am avut discuție personală cu el și aseară și astăzi înainte de meci și chiar l-am întrebat: dacă nu ești ok și simți că nu poți sau că nu ești pregătit pentru meci, nu e nicio problemă, stai pe bancă și... Dar mi-a spus că nu, că își dorește foarte mult să joace și că n-are nicio problemă, nu-l apasă lucrurile astea și că nici nu se gândește la transfer. El se gândește cum să facă ca astăzi să joace bine și să mai marcheze un gol, cel puțin un gol. Dar sunt două versiuni diferite. Aici, la UTA, încă nu se știe ce se va întâmpla cu transferul Miculescu. În schimb, cei de la FCSB sunt siguri, spun că s-a rezolvat. Da, eu spun ce am citit și eu. Deci, pe mine, cei din conducere încă nu mi-au confirmat că sunt discuții, într-adevăr sunt discuții de avansate, dar nu mi-au confirmat că s-au semnat actele sau ceva. Posibil că în această seară sau mâine sau meciul următor să nu-l mai vedem la Arad. E posibil orice. Probabil că acum, după ce ne urcăm în autocar, voi afla mai mult. Dar se urcă în autocar cu voi, asta e clar. Se urcă în autocar cu noi, e în program cu noi. Mergem, plecăm să ne refacem, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu, tot în deplasare la Sepsi, și trebuie să ne refacem, pentru că nu putem să continuăm așa. Da, ne-am întors în direct, l-am văzut și pe Ilie Poenaru vorbind, nemulțumit după această partidă, normal, nu știe nimic despre viitorul lui Miculescu, probabil că se va transfera, el spune că va merge în autocar cu echipa în această seară, poate merge până la prima stație unde coboară să-l ia cineva către FCSB, însă hai să vedem o fază petrecută în finalul primei reprize, la scorul de 1-0, gol marcat rapid, gol marcat chiar înainte de pauză de Nemec. După acest gol, la foarte puțin timp, are loc o fază care trebuie discutată, o fază la care VAR a verificat, iată, o greșeală a fundașului stânga, scapă cei de la Voluntari în partea dreaptă, o minge care va fi recentrată în fața porții, Nemec ratează lovitura cu capul, Rață ratează și el intervenția, e un șut al lui Vlad care este reluat în poartă de jucătorul celor de la Voluntari. E o fază la care veți vedea despre ce e vorba aici, în urma acestei centrări. Mi se pare ceva nefiresc? Da, Gica. Mie nu mi se pare. La Rață? Dar sunt convins că au analizat cu certinitorul cei din cabina VAR. Da. Ei n-au găsit nimic. Uite, aici. Deci este centrare, cap, Aici poate. Aici, acum, nu, la rață. Nu? Pe pulpă, cred că... O vine fără nimic în regulă? Pe pulpă zici tu că i-a venit mingea. Așa pare, să vedem relorile, dar mi-așa aminte. O mai vedem o dată de aici. Senzația a fost că e mingea atinsă cu mâna de rață. Da, îi se duce mingea cu mâna. O să vedem. E un stop făcut mai încolo și o să analizăm un pic faza. Uite, aici. Ok, Lopes marchează, totul în regulă, după un minut și ceva de verificări. Se spune că avem aici, uite, aici. Și vă arăt ce zice, golul ăla vine. Pare că după atingerea asta, mingea se duce în altă direcție, un pic schimbată direcția. Mai vedem o dată. Ia să vedem. Iată, deci s-ar fi dus cumva mai în stânga, iar acum pleacă în dreapta mingea. Ovidiu. Da. Este o fază grea din punctul meu de vedere. E adevărat, dar eu cred că pleacă în dreapta datorită pulpei. Pulpei, da, dar uite, din pulpă pare că sare totul spre stânga și se duce un pic spre dreapta acum. Așa, dar pare că este oprită de mingea de mână. Atenuată un pic și schimbată direcția. Cred că nici cei din camera VAR nu au observat. Pentru că nu mai există o cameră cu care să o coreleze. Cea din spate probabil că era obturată. O altă cameră din partea cealaltă. Exact, de aici. Și probabil că unghiul n-a fost bun, era obturat de cineva și n-au putut să coreleze două faze, două imagini. Uite, aici. Aici pare hands. Pare hands, da, pare hands mai degrabă. Dar să le dăm crezare arbitrilor din cabina varii. Dacă stăm să ne uităm acum atenție. Nu știu ce aparatură au acolo, dacă pot face, dacă au 3D, probabil că nu, ca să uiți seama de de aici din spate clar a fost obturat. Erau foarte mulți jucători în careul de 6 metri, însă din partea cealaltă, probabil că nu s-a putut vedea. Dar mai degrabă... Dar văd că nu reacționează absolut deloc cei de la, UTA. Da, corect. O observație bună asta, ia să vedem. Că dacă l-ar fi lovit mingea în mână, dar nici... ar fi ridicat. Uite, cei doi sunt totuși în spatele lui, Cașinii, uite, sunt doi jucători în spate, poate din partea cealaltă să fi văzut cineva. În mod normal, portarii ridică mâna oricum. Portarul e mascat, uite-te, e mascat de doi oameni, cel puțin doi oameni. Cocul îi ridică mâna sus, este, nu este, ridică mâna sus, el nu a ridicat. Mă rog, la cum a jucat UTA, probabil că nu s-ar fi schimbat foarte mult. Da, ideea ar fi fost să avem o cameră și în partea cealaltă. Partea cealaltă, probabil, încă o cameră. Și atunci putem să ne dăm cu părerea oamenii. Da. E greu, este o fază destul de greu. Sunt momente de genul ăsta care pot schimba soarta unui meci, cum a fost, adică am fost ieri la Pitești, 11 metri la 1-0 pentru U Cluj, au ratat 11 metri, a revenit în joc imediat Argeșu și au câștigat trenul. Închipuiți-vă faza asta într-un meci decisiv, adică într-un meci de titlu sau ceva cu o miză foarte mare. Probabil că am fi avut o altă cameră, dacă e atât de important meciul. Ok. Bun, o să mergem ușor, ușor să discutăm despre meciul al doilea, meciul din această seară dintre CFR Cluj și Mioveni. Însă hai să-l ascultăm și pe Liviu Ciobotariu ce spune după această victorie în fața UTEI. Bun, îl așteptăm în câteva secunde și pe antrenorul celor de la Voluntari. O victorie cu care Voluntari merge la 6 puncte. Hai să-l ascultăm acum. Bună seara! Cum e după o victorie cu 3-0? Da, am făcut un joc bun astăzi. Îmi felicit jucătorii, în primul rând pentru atitudine, în al doilea rând pentru modul în care s-au exprimat astăzi. Am respectat practic principiile noastre de joc. Am avut o organizare foarte bună defensivă. Am reușit să înscriem 3 goluri. Sunt mulțumit de joc, în primul rând, bineînțeles și de rezultat. Aveam nevoie de un rezultat pozitiv, aveam nevoie de o victorie, pentru că pierdusem jocul de acasă cu Botoșani și am avut o săptămână mai nu agitată, dar am încercat să le explic jucătorilor cum ar trebui să stea lucrurile și sunt bucuros că ei au înțeles. Încă o dată, sunt bucuros că am reușit să câștigăm, sunt bucuros că ne-a ieșit jocul, practic n-am dat șanse adversarului nostru de astăzi, doar au avut începutul reprizei a doua, unde într-adevăr au avut o posesie foarte bună progresivă și au avut și câteva șuturi spre poarta noastră, însă încă o dată, jocul nostru a fost unul foarte bun astăzi. Cum e când se înalță Nemec? Simțiți de pe bancă că va urma ceva special? Am pregătit lucrul ăsta. Bineînțeles, nu de fiecare dată când pregătești țese. Știam că am analizat adversarul nostru și știam că au probleme în ceea ce înseamnă centrările din lateral. Am încercat să creăm superioritate numerică în zonele laterale și să venim cu centrări. Ne-a ieșit, am împins adversarul prin posesia noastră spre careul lor și de acolo am venit cu centrări. Am avut 2-3 centrări foarte bune și am și marcat din centrări, deci un joc bun al nostru și ceea ce am lucrat ne-a ieșit astăzi, încă o dată. Astăzi ne-a ieșit. Nu de fiecare dată ne iese, dar a fost ok. A marcat și Florea, intrat în repriza a doua. Cum îl vedeți, cum s-a adaptat? Da, strategia mea la acest joc a fost să încep cu Adam Nemeț. La început să împing linia fundașilor centrale adversi prin forță, să-i ținem sus. După care eram convins că a doua repriză vor ceda fizic și atunci am introdus jucători de viteză, mai ales la 2-0, când adversarul nostru era obligat să iasă la joc, și atunci am jucat cu 3 jucători de viteză în față, cu Marcelo, cu Florica și cu George, cu Merloi. 6 puncte după primele 3 etape, sunteți din nou acolo. În partea de sus a clasamentului. E de vreme, suntem la început de drum. Astăzi a fost un joc pentru noi în care, practic, asta le-am spus-o și jucătorilor, este un joc în care suntem la o răscruce de drumuri. Vedem în ce parte luăm, în partea dreaptă sau în partea stângă. În partea dreaptă era drumul spre victorie și spre accesiune, spre să urcăm în clasament. În partea stângă, probabil că era, nu probabil, 100% era... mergeam într-o zonă în care nu ne simțim confortabili și atunci lucrurile nu erau ok. Confortabil știu că vă simțiți la Voluntari. Ce se întâmplă acolo? Când revine echipa acolo cu gazonul acela, parcă se construiește un stadion, nu se pune un gazon. Da, eu am promisiunea că la jocul următor de acasă cu Sepsi vom juca la noi pe stadion la Voluntari. Acum să vedem. Clar că este un inconvenient pentru noi. În momentul în care ești acasă la tine, te simți mult mai bine. Cu toate că, încă o dată, le mulțumim oamenilor de la Mioveni pentru că ne-au primit la ei acasă, ne-au lăsat să jucăm pe terenul lor și chiar ne-au primit foarte bine, însă la noi acasă ne simțim cel mai bine. Ne-am întors în direct și l-am auzit pe Liviu Ciobotariu înainte de pauză vorbind despre pregătirea fizică și despre faptul că știa că adversarul va pica în repede. Să-l sun și eu pe Ciobi să spune și mie de unde află el în ce minut cad echipele adverse. Da. Pentru că e interesant de știut. În etapa a câta? Etapa a treia. Etapa a treia. Când echipele vin după perioada de pregătire și primul lucru pe care îl caută antenorii să acumuleze fizic, da, endurance. Dar pe probabil că asta cu statisticile în față și a văzut că după minutul 60 pică. Cu toate că Voluntariu Putan nici n-a jucat în cupele europene, poate atunci înțelegeam puțin, nu? Având în vedere că joacă din 3 în 3 zile, cum joacă CFR-ul. Da. Eu tot timpul când aud că joacă din 3 în 3 zile, înnebunesc. Toată viața mea am jucat din 3 în 3 zile, da? La Barcelona, la Eindhoven, la Galatasaray, din 3 în 3 zile. Este cel mai frumos lucru pentru un fotbalist să joace din 3 în 3 zile. Dacă joci o dată pe săptămână, la final de săptămână, okay, ai 2 zile în care faci de 2 antrenamente. Este lucru care îl urăsc toți jucătorii, să nu se antreneze de 2 ori pe zi. Deci toți preferam să jucăm. Dacă joci miercuri, duminică, te antrenezi puțin. Faci decât antrenamente de întreținere și în rest joci. Nu există ceva mai frumos pentru un jucător de fotbal decât meciul. Da, dar refacerea contează, cred. Și o să te întreb, asta vreau să zic și eu. Mai pe seară te întreb despre refacere. Nu făceam, nu luam nicio pastilă, nu luam nimic. Mâncam bine, ne odihneam și ne antrenam. Atât. Hai să vorbim despre Petrescu și despre CFR Cluj. Meciul cu Mioveni din seara asta. Foarte complicat. De ce? Foarte greu. Păi nu l-am auzit pe Dan. Că e un meci foarte greu. Bun. Dan și dacă joacă cu Dunărea Calafat, spune același lucru, că e foarte greu. Dar Ăsta e Dan. Așa făcea și nu va schimba nici puțin. Și când jucam, dacă jucam și la echipa națională cu Liechtenstein, cu Luxemburg, foarte, foarte greu, foarte greu. Și la pauză era 3-0, să fim atenți. Așa a fost tot timpul. Așa este Dan, conservator. Era cel mai precaut dintre toți. Cel mai precaut. Toți. Nu mai era nimeni care se apropie de el, așa. Nu, așa cum e Dan, nu. Și și-a păstrat, pentru că asta ține de ADN-ul personal al lui Dan. Dar zi-mi o chestie, e superstiție sau e chiar reală? E o chestie autentică? Ce crezi? Poate să fie și superstiție. Pare mai degrabă superstiție, totuși. Da, bă, odată dacă ai încercat și ai motivat jucătorul de o anumită manieră și ți-a mers bine, ai făcut campionatul, normal că o ții langa. Da. Dar e o modalitate de a-și, în primul rând, de a-și motiva jucătorii. Pentru că dacă le-ar transmite, jucăm cu Mioveni, au două înfrângeri, meci ușor, s-ar deconecta, da, și atunci probabil ar avea probleme, da. La tine cum funcționa motivarea unui antrenor? Cu așa, e cel mai greu meci al nostru, chiar dacă jucați cu echipa mai slabă, sau cineva care să spună, domnule, suntem buni, hai să îi batem, hai să... Tot din punctul meu de vedere e greu să transmiți unui jucător atunci când joci cu ultima clasată că este meciul greu. Nu, așa. Poate trebuie să-i atenționezi, să nu se relaxeze, dar automat subconștientul lor funcționează și n-ai cum să... îi spui că joacă cu Real Madrid dacă joacă cu Mioveni. Eu cred că este o superstiție, este felul lui de a se motiva până la urmă sau de a transmite acest mesaj jucătorilor. Dar nu știu cât ține la CFR Cluj. Hai să spun eu, când eram la Barcelona, astfel de meciuri, sau cum a jucat CFR-ul în cupele europene, știi ce a zis Johan Cruyff? Nu. Astăzi câștigăm fără să coborâm din autocar. Și ok, așa? Îți dă încredere. Ok. E o chestiune de încredere. Spune, astăzi nu trebuie să coborâți în autocar. Pe ăștia îi bateți fără să coborâți în autocar. Adică spunea, băi, voi sunteți Barcelona. Ok. Ăștia sunt, nu știu, cu cine jucam în cupele europene sau în Spania. Nu coborâți în autocar astăzi. Așa îi batem pe ăștia astăzi. Și, băi, și era o modalitate de a te conștientiza că tu ești Barcelona și când aveți emblema asta pe piept, da? Când aveți astfel de adversari, trebuie să câștigați fără să coborâți în autocar. Trebuia să coborâm, normal, să ne echipăm, să jucăm. Dar era o modalitate de a sublinia că e o diferență mare de valoare și nu ne putem permite un rezultat negativ pentru că emblema de pe piept ne obliga. Hai să vedem pe Petrescu ce spune înainte de meci. Păi nu, eu știu sigur ce va spune. Bună seara! În primul rând vreau să vă întreb direct cam la cât la sută din capacitatea fizică va fi echipa dumneavoastră în această seară, pentru că bănuiesc că veți avea un adversar care vă va pune să alergați serios după gol. Da, e clar, am venit după o deplasare lungă de 10 ore. Am jucat pe un teren greu, cu căldură. Nu s-au făcut prea multe schimbări la echipă. Sunt și ceva probleme de lot. Sperăm să fim bine. E clar că cei de la Mioveni vor fi bine. Au avut timp să pregătească meciul o săptămână și ne așteptăm la un meci greu, cum a fost mereu cu Mioveni. Ați pregătit ceva faze speciale? Mă gândesc că Mioveniul va sta și va aștepta prima greșeală a dumneavoastră sau greșelile dumneavoastră. Noi nu avem timp să pregătim nimic, din păcate. Antrenamente nu mai facem. Doar refacere și sală. Nu avem timp. Când să facem antrenamente? Nu avem, din păcate. L-ați titularizat pentru prima dată și pe Scufet, aveți așteptări mari de la el, având în vedere CV-ul său? Nu e bine să punem presiune, sper să facă un meci bun și să ne ajute să nu primească gol și să fie bine. Dar dacă punem prea mare presiune pe jucător, nu e bine. Tu ai văzut declarația lui înainte? Că e dat acum câteva minute, nu? Dar pentru voi deci poate fi ceva nou. Știai pe de rost, adică călătorie lungă, călătoria lungă, dar n-are timp să antreneze, căldură, n-are timp să antreneze, da. Joacă din 3 în 3 zile, îl știu 20 de ani cu el, îl știu pe Dan foarte bine, dar nu e o chestie pe care nu joacă un anumit rol. Deci nu e un rol ăsta. Chiar crede, nu e un rol. El așa crede, așa a crezut și când era jucător, așa de când a început să antreneze are aceeași abordare și nu se va schimba. Ai întâlnit vreodată un antrenor așa? Prăpăstios, hai să-i spunem așa. Da, prăpăstios, nu. Majoritatea antrenorilor, cu excepția lui Cruyff, care era altceva, era altceva, era, avea o abordare și dacă întrebi orice jucător care a lucrat cu Cruyff și cu alți antrenori, o să spună că era altceva, un vizionar, vedea lucrurile total diferit. Da? Dar majoritatea antrenorilor încearcă, înainte de meciuri, indiferent de adversar, să spună că trebuie să iei în serios, ok, diferențe de valoare, dar valoarea nu este pe hârtie și trebuie să fie pe teren. Sunt tot felul de modalități de a conecta jucătorii la meci, indiferent de nivelul echipei adverse. Hai să vedem, că mai avem foarte puțini așteptări de la meciul ăsta, Ovidiu. Ce intuiești că se va întâmpla meciul ăsta? În ciuda problemele, dificultățile mari de la CFR. CFR-ul va domina acest meci fără probleme. Cred că Mioveniu se va apăra, practic ăsta este și stilul lor de joc. Acum depinde de CFR dacă va reuși să înscrie și să-și facă meciul ușor cât mai repede. Dacă nu, în a doua repriză vom vedea o aglomerare în care o Mioveniului și vor încerca să înscrie, bănuiesc că prin centrări, prin faze fixe, pentru că dacă vor fi comprimați acolo în 16 meci, e foarte greu să-i desfaci. Scurt, un pronostic. Cred că victorie CFR fără gol primit. Fără gol primit. Ovidiu. 2-0 pentru CFR. 2-0 pentru CFR. Vă mulțumesc mult de tot, Ovidiu Gică, pentru prezență. Ne revedem la finalul partidei dintre CFR Cluj și CS Mioveni cu analiza meciului și cu toate reacțiile de după partida de la Cluj. Pe curând.